Sute de spectatori au fost prezenți seara trecută la spectacolul Gaițele, care s-a jucat la Palatul Culturii Teodor Costescu. Cunoscuta piesă de teatru s-a bucurat de o distribuție de excepție. Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Adriana Trandafir și Victoria Rogin au urcat pe scenă pentru o prestație de neuitat. Sala de spectacole a Palatului Culturii Teodor Costescu a răsunat de aplauzele publicului, care a fost impresionat de prestația actorilor. Piesa Gaițele s-a jucat cu casa închisă la drobeta Turnul Severin, unde Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Adriana Trandafir și Victoria Rogin au urcat pe scenă pentru un spectacol de neuitat. Bonjour, mamițo! Mai, mamițo, sunt așa de ocupată, a plecat Bona de la fete și trebuie să mă țin după ele toată ziua. Asta e bine, hai vezi și de casă, nu toată ziua, hai mă, da, prin oraș. Ce-am dat ea la fete, cum e nebles? Mamițo, iar o suferi. Sala a fost arhiplină, deși costul unui bilet a fost între 150 și 120 de lei.